Pompierii din Vâlcea au de acum înainte la dispoziție și o autospecială de primă intervenție pentru stingerea incendiilor, evacuarea apei în caz de inundații, misiuni de căutare și salvare de vieți în zonele greu accesibile, dar și două ventilatoare pentru evacuarea fumului. Inspectoratul nu avea în dotare astfel de echipamente, iar achiziția acestora contribuie la o intervenție mai rapidă și mai sigură. 230.000 de lei a costat doar autospeciala de primă intervenție, banii fiind alocați de Consiliul Județean Vâlcea în 2021. Am luat două ventilatoare. Acestea sunt foarte importante în situația în care ai incendii în spații mari, blocuri, hale industriale, pentru evacuarea gazelor fierbinți și a permite accesul salvatorilor, atât în acordarea primului ajutor, în sensul de salvare de persoane, cât și efectiv de stingere. În această săptămână, conducerea ISU Vâlcea a prezentat președintelui Consiliului Județean echipamentele achiziționate și a solicitat sprijin financiar pentru dotarea cu sonare pentru căutarea persoanelor dispărute în apă, 7 camere cu termoviziune și alte echipamente necesare pompierilor. Despre ce este vorba cu camerele cu termoviziune? În momentul în care te duci la o intervenție, scanezi toată zona și vezi dacă există persoane surprinse în incendiu, animale și intervii punctual pentru salvarea vieții. Exact, cu camerele astea îi depistați clar pe exact unde se află. Da, da, exact. Și plus că după ce se finalizează o intervenție la un obiectiv mare, colegii noștri rămân în supraveghere câteva ore. Atunci putem să scanăm zona și dacă undeva mai este un mic focar, putem să acționăm punctual pe ele. Asigur că și în acest an vom fi alături și vom continua să alocăm un buget important pentru ca să vă puteți achiziționa mașini, drone cu termoviziune, sonare pentru căutarea persoanelor care sunt dispărute în apă. De asemenea, acele camere sunt niște aspiratoare pe care deja le-am luat. Totul pentru a vă ușura munca și a vă ajuta să salvați vieți. Pentru o coordonare mai eficientă a intervențiilor la nivelul județului, ISU Vâlcea a fost dotat recent și cu un sistem video-all, care oferă multiple facilități pentru realizarea de videoconferințe, astfel încât comunicarea între cei care intervin în teren și conducerea operativă să se realizeze online, în timp real.